Emoțiile pentru absolvenții de liceu continuă. De astăzi au fost programați pentru proba competențelor digitale. Chiar dacă testarea are un grad mediu de dificultate, părerile primilor candidați cu privire la cerințele pe care le-au avut au fost împărțite. Examenul de maturitate continuă zilele acestea cu proba de evaluare a competențelor digitale. În funcție de punctajul la care va reuși să ajungă, fiecare candidat va primi un calificativ ce va reflecta nivelul de pregătire în domeniul tehnologiei informației, utilizator începător, de nivel mediu, avansat sau utilizator experimentat. La această probă sunt înscriși aproape 3600 de candidați. Proba a fost destul de ușoară. Au fost subiecte din diverse programe de funcționare pe calculator. Ne-am pregătit 4 ani de zile în liceu pentru proba asta. Presupun că a fost ușor, nu știu. Să vedem și rezultatele. Ce anume te-a pus în dificultate? Probele de operare web. Au fost foarte ușoare subiectele din punctul meu de vedere. Trebuia doar să fim foarte atenți, să nu ne grăbim. Subiectele mi s-au părut destul de grele pentru pregătirea mea, cel puțin. Am făcut o mare parte din subiecte, după părerea mea le-am rezolvat corect și din punct de vedere al calificativului nu mă aștept la o notă foarte mare. Ce anume te-a pus în dificultate pe tine? Un subpunct al subiectului care se referea la limbajul HTML, ceea ce nu stăpânesc foarte bine. M-am pregătit și în particular pentru examene și azi am susținut proba competențele digitale și mă aștept că o să iau un calificativ destul de mare, deci nu-mi fac probleme. Nu a fost foarte greu și sper că și celelalte nu vor pune probleme. Profesorii ne-au îndrumat în timpul anului și ne-au pregătit pentru competențe digitale. Astăzi suntem în perioada în care se susțin evaluările competențelor digitale la examenul de bacalaureat. Avem înscriși 3584 de candidați. La prima probă, evaluarea competențelor din limba română, au fost prezenți majoritatea candidaților. Să sperăm că asta se va întâmpla și la această etapă. Examenul de astăzi constă în proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat. Sunt testate abilitățile elevilor acumulate pe parcursul claselor a 9-a și a 10-a, dar abilități pe care ei le-au folosit și în decursul celorlalți ani de studiu. Nu este o probă foarte dificilă, nivelul este mediu. Prima parte se desfășoară cu ajutorul internetului, 15 minute durează această probă. Aici elevii au în general de căutat noțiuni diverse pe internet. Este ceva foarte, foarte ușor. Ei, în general, termină mai repede. Apoi următoarea probă, 75 de minute, fără internet, deci calculatoarele vor fi deconectate de la rețeaua internet. Iar aici sunt testate câteva noțiuni teoretice din domeniul hardware și eventual chiar software. Urmând apoi probe practice pe calculator din Office. Testările la această probă vor continua până miercuri, iar ultima probă orală, cea de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, va fi susținută în perioada 23-27 iunie. În prima sesiune a examenului de bacalaureat, iunie-iulie 2014, sunt înscriși aproape 3600 de absolvenți din județul Buzău, 524 dintre aceștia fiind din promoțiile anterioare. După susținerea probelor orale, candidații vor continua cu probele scrise, prima fiind cea de la limba și literatura română pe 30 iunie, iar în data de 2 iulie vor susține proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 4 iulie să susține proba la alegere. Rezultatele parțiale vor fi afișate în data de 7 iulie.